Reprezentanții regiei au decis la sfârșitul săptămânii trecute ca din 9 ianuarie un singur centru să fie la dispoziția pensionarilor care beneficiază de gratuități la transportul în comun. Ghișeele se aglomeraseră atât de tare încât călătorii timișoreni care au început lucru, de exemplu, nu puteau, nu aveau cum să-și achiziționeze abonament sau bilet de la niciun chioșc din oraș. Acesta este motivul pentru care am apelat, am mutat toate gratuitățile pentru călătorii noștri cu gratuitate 100% pe intrarea 2 în numărul 2. Ca urmare, pensionarii au ajuns să stea și 5 ore la rând pentru a-și înnoi abonamentele. S-au simțit umiliți, mai ales că mulți dintre ei nu au știut de această decizie și au cutreierat tot orașul până să ajungă la centrul de pe strada Doinei. Nu știu dacă intrăm astăzi, dacă numai mâine, să venim din nou de dimineață cu noapte în cap. Am vrut să mă duc să stau acolo pe trepte și numărul sau să trec în față, nici cum. Mi-a dat o doamnă scaunul că a avut ea la ea. Nu e omenește. 4 ore jumate stai la rând, li s-au făcut rău, trebuie să ia insulină. Anul trecut, RATT a eliberat mai bine de 40.000 de abonamente gratuite pentru pensionari și studenți. Timișorenii au la dispoziție întreaga lună ianuarie pentru a-și prelungi abonamentele gratuite.